Uite cum urcăm noi în mașină alături de Sergiu Negoțiu Bilov. Cred că încăpem toți dacă ne chinuim puțin, că mai vine doar Radu Constantin. Nu? Umplem o mașină. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la un nou test de vedetă. Ca să înțelegeți, noi avem de-a face cu diferite tipologii de vedete. Iar astăzi vă arătăm o vedetă care lucrează și înainte de filmări. Haideți cu mine să vedeți despre cine este vorba. Oamenii ar zice că muncești. Oamenii tot zice timpul că e să muncești. Oamenii ar zice că e regie. În primul și în primul rând vreau să te întreb dacă cât de bine îți cunoști mașina. Băi, să știi că nu sunt un împătimit așa al mașină. Îmi plac mașinile, dar nu sunt. Ia, hai, deschide-mi un pic capota. Hai, știu să deschid. Și fii atent, stau cu geamul spart, știi, când stau cu geamul ăsta spart, tot din aceeași gen, din același dezinteres. Tot și deschid. Bun, așadar. Aici vine lichidul de parbriz, da? Bun. Ce să? Uleiul? Dacă trebuie să completezi? Probabil aici, că scrie oil. Că scrie oil. Lichidul de frâne? Nu știu, bro, deja mă întreb chestii multe. Știu, mai știu ceva, antigel ceva. Așa, unde vine? Cred că aici vine. Da, bun. Am impresia că am mai pus odată. Am mai pus odată? Da. Și lichidul de frâne, uite-te, lasă-te, uiți. Bă, singurul, seama, bă, un recipient e ăla. Ăla mai rămas. Bun, dacă e de lichid, adică, n-am, unde. Și ăsta-i motorul, bro, ăsta-i motorul aici. Două locuri în mașină ca milionari. Bun, 3000 ochelari. Mai zi. Atât știu, 3000 ochelari, două locuri în mașină ca milionari. Ultimul mesaj de pe WhatsApp, ultimul mesaj de pe Instagram, ultimul mesaj, mesaj. Bun, start. Stop. Andrei Magic Man. Ah, bun. Tot aștept tablou ăla, bro. Sau a ajuns și l-am făcut să dispară. Bun. Care este cea mai proastă mâncare pe care s-a făcut-o vreodată o odmielă? Bă, nu face mâncare proastă, dar câteodată... Așa... Face ea să combină ea, că nu ține cont de rețetă, că am făcut eu ceva. Și nu e de fiecare dată, știi? Ce că trebuie? Dacă... Acasă, acasă, a, acasă, acasă, mama... Dar a fost vreodată nevoie să mănânci și să zici, e foarte bun, dar de fapt și fost invers? Hai, ce întrebare, mare șmecări, știi? Băi, la începutul relației, știi că noi ne ducem cu PR-ul, nu? Știi, tu la începutul relației duci cu PR-ul tău, da, că nu ești tu, tu nu ești tu ăla. Da. Tu ești PR-ul tău. Exact. Tu exact. Adică tu practic scoți în evidență doar lucrurile alea bune. Dintre voi doi, care e mai romantic? Ceva cu sunt bine, sunt bine, da. Eu numai melodii din astea de pizze știu. Sunt bine, da. Cine e mai gelos? Ia. Serios? Da. Pe bune? Da, frate, vrei să te mint. Te sunt sincer. Sunt un băiat sincer. Cu tine și inima, inima mea. Și adu, și adu-o, și adu-o în bagaje. Ce ai, mă, 450. Acolo undeva. Ia-o cu tine, acolo, în America. America sau în Asia. Băiatul, m-ai filmat tot drumul. Astăzi avem o groază de lucruri de făcut pentru că am venit într-un loc foarte mișto și foarte nou. Cum? Mulțumim adică mult de tot că ne-ați primit la voi. Nici nu știu ce să zic. Îl vezi? Îl vezi, da? Ești fit? Hai! Bă, mă dau că știu ce se întâmplă, dar nici eu am și șosete curate. Eu sunt în sacou. Am tot. În tricou. Nu mi-a luat șosete curate, Sergiule. Mi-ai zis să
Nu mi-ai zis unde venim. Mi le-a luat pe alea fără deget. Am glumit, mă, nu mai fiți nebuni. Bă, sar și peste asta, bă, sar și peste el. Deci hai să vedem care-i treaba. Oleo! Bă, trebuie să sar peste asta mare. Eu vreau să sar peste asta mare. Bă, sar. Hai, mă, ce faci? Sar, mă, peste asta mare. Sar peste asta mare. Este care? Tine. Hai. Hop. Stai că s-a intervat omul. Yes. Bun, mă, Sergiu, ăsta, mă. Rupă-l. Ia, 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 ia. Dacă câștigi un pluș. Am văzut eu la televizor asta. Băi, e fake. Bruce, pe el. Îți pe el, mă, dă nu-l ține, mă, frate. Unde? Mă duc să schiez. Șmec. Radu! Nu pot, Radu. Să, nu pot să cred. Nu pot să cred așa ceva. Nu pot să cred. Nu pot să cred așa ceva. Nu pot să cred așa ceva. Nu pot să cred. Nu pot să cred. Nu pot să cred. Nu mă interesează, eu plec. Auzi? Nu mă interesează. Prima. Nu pot să cred eu așa ceva. Tu ai dat o dată și l-ai luat? O dată. Uite. O dată am dat. Uite, ți-l dau ție. Nu vreau nimic. Nu pot să cred că l-ai luat. Du-te de aici, lasă. Dar ce, cum eu ca bărbat să-l iau după ce m-am chinuit și tu l-ai luat? Păi ce spusi, faghet? Ce sunt? Ia. Bă, du-te de aici. Lasă-mă-n pace. Te fugăre și te aruncă la. Uite ce drăguț e, mă. Hai eu așa. Aia îți dă și cască. Păi da, bravo, bu. Merg la schi fără cască. Știi vorba aia cu push the button? Cum ar fi oprit și să... Ah, ok. Să ne spui cum te găsim pe Instagram. Raduco, parola. Așa. Numărul de telefon. Îl găsim noi. Doamnelor și domnilor, pentru dumneavoastră a fost Radu Constantin și Sergiu Negoțiu Filof, care din această secundă este pentru câteva minute operator de pârtie de schi. Și vom face în felul următor. Push the button, adică apăsați aici pentru entertainment-ul dumneavoastră. Ha, să fac pian stânga de.